Dosar penal pentru că s-a lovit din vina lui. După ce a băut bine, a plecat cu bicicleta la plimbare, însă după puțin timp a căzut și s-a lovit cu fața de asfalt. Este cazul unui gorjan din comuna Fărcășești. Oamenii legii au ajuns la fața locului și au constatat că bărbatul era băut bine. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de vătămare corporală din culpă, ca urmare a faptului că un bărbat de 61 de ani a fost găsit având leziuni în zona feței pe carosabil. Acesta a fost depistat după ce condusese bicicleta pe drumul comunal, având o concentrație de 1,01 mg per litru alcool pur în aerul expirat. Bărbatul este acum în afara oricărui pericol.